Mă aflu în clădirea Liceului Teoretic din satul Acușna, școala pe care am absolvit-o eu. Azi aici se desfășoară o competiție de taekwondo și tare mult mă bucur, 170 de participanți și mă bucur să văd atât de bune, au venit din toată țara. Felicitări organizatorilor și în mod deosebit lui Vasile Panainte, care își conduce antrenamente aici în sat acum. Mi-a atras atenția tabloul ăsta, care nu l-am mai văzut pentru prima dată. Este un tablou cu toți profesorii școlii din Lăpușna și iată și cum arăta școala cândva, când asta e cea mai veche poză care a fost găsită a școlii și cum arată școala acum și un scurt istoric, așa niște date istorice. Iată, în 1864 a fost fondată școala parohială, adică școala bisericească. Apoi 1860 școala primară, școala ministerială, deci istoricul școlii, cum s-a dezvoltat școala aici la noi. Și iată, aici sunt mulți învățători care m-au învățat și care tare le sunt recunoscători pentru investiția care au făcut-o în mine, în amintiri frumoase, despre mulți din acești profesori scumpi. Dar aș vrea, iată, aici sunt directorii care i-au avut liceul acesta, școala acesta și acești oameni a susținut mult. Eu am aplicat când era și domnul Iosif Carasic, director când eram în clasă primară, dar apoi cea mai mare parte cât a fost doamna Lidia Beznitski și când am început activitatea asta de taekwondo, tocmai doamna Lidia Beznitski și a susținut, a ajutat mult, apoi doamna Galina Cecălev, domnul Simeon Bucur, doamna Dorica Rătaru, toți acești directori au susținut totdeauna activitatea noastră sportivă aici, ne-au ajutat să dezvoltăm tot ce lucru frumos am vrut să facem, totdeauna ne-au ajutat. Când a fost o întâlnire cu absolvenții la care celebram o aniversare a noastră, a promoției noastre, am venit cu o inițiativă și inițiativa mea a fost parcă susținută atunci în sală, dar pe urmă nu a găsit susținere și așa mi-a venit un gând să mai repet o dată inițiativa aceasta, așa, pe calea internetului. Vedeți, liceul nostru se numește Liceul Teoretic Lăpușna. Ce-ar fi ca aici să avem un bust pentru domnul Iosif Carasic și liceul acesta să-i poarte numele ca unul care a fondat școala aici și mai mult, iată și școala aceea din Vale, cum mai ziceam noi, și apoi știți, în centrul satului unde era școala muzicală, mai fost încă o altă școală ce a fost prima. Din câte știu eu și mi s-a spus, 3 școli a fondat domnul Carasic. Ce-ar fi ca liceul acesta să-i poarte numele, sau măcar cel puțin, dacă e prea mult asta, măcar cel puțin să fie un boost care să încurajeze recunoștința la toți cei care au absolvit școala asta, să-i dăm un tribut omului ăsta pentru ceea ce a făcut. De altfel, știți, eu am scris și un articol, găsiți pe internet un articol pe care l-am scris, în care povestesc despre dumnealui. Eu am obținut dosarul lui personal de la copiii lui și multe lucruri interesante am aflat și le-am scris acolo în articol. Dumnealui, asta e școala, școala noastră este prima în care a fost introdus sistemul de cabinete și pentru asta a călătorit în Rusia, a mers în Rusia undeva, a studiat și apoi, iată așa, a introdus sistemul ăsta și a făcut multe, multe lucruri pentru a ridica școala noastră la un nivel înalt. Oricine știe, iată, când m-am dus să devin student la universitate și am spus că sunt din satul Lăpușna, deodată mi-au spus, acolo e școală bună, acolo sunt profesori puternici, elevi puternici în școala aceea.